Bună dimineața! Începem ziua 5. Bine, eu am început mai de mult că am sudat țeava aia și am făcut și mustățile. Am modificat un pic, am alergit și gaură aici și urmează să prind teul ăsta sus. Cam acolo, cum e și celălalt, probabil știți deja. După cum știți, ăla l-am numit morcov. Acolo am o țelină, o ridiche și aici o să pun o sfeclă. Ca să avem cât de cât o grădină așa mai bogată. Să-i dăm drumul la treabă. Am terminat și stâlpul ăsta acum câteva ore bune și m-am tot gândit și până la urmă am mers și am mai luat câțiva bolțari să mai fac acolo încă un picior din ăsta undeva. Am vorbit cu un domn foarte amabil care mi-a dat câteva sfaturi bune și mi-a zis să unesc picioarele astea două, mă rog, morcovul cu țelina, între ele, să merg până în capăt și la fel să fac să vin cu o linie de o grindă așa până în capătul celălalt. Nimic de zis, e bună ideea, e durabilă, dar totuși nu o să merg chiar până acolo, deoarece nu-mi permite nici timpul și o să merg pe ideea cât de cât inițială. Dar o să fac în plus încă un stâlp acolo pentru a susține placa și acolo. Da, e totuși distanța destul de mică până în perete, aici e 1,30 m sau ceva de genul din bordura aia, în partea cealaltă la fel, iar de aici până în capăt sunt undeva la 2,20 m sau ceva de genul. Și de asta nici nu
mă mai complic să fac atâtea ziduri și mă rog. Așa că rămâne așa și voi face acolo un mic stâlp din ăsta în plus. Oricum îi mulțumesc domnului foarte amabil care m-a sfătuit. Continuăm. Aici o să plantăm ceapa, după cum știți ceapa are o mică rădăcină, o să intre acolo. Glumeam. Am făcut așa un mic decupaj, așa mi-a venit mie, a zis ca să aibă un moț acolo. Mă rog, nu știu să vă dau o explicație, pur și simplu așa am simțit-o, am gândit-o. O să fac ceva similar cum am făcut și la ceilalți și numai că nu o să vină țeava în mijloc, dar în rest o să vină la fel. 4 bolțari jos și apoi cofragul din scânduri. O să-i dau drumul la treabă. Am tot ce am scos de acolo, sau mă rog, o parte, restul am pus acolo. Am pus aici un compactat. Am bătut cu maiul ăsta. Nu e prea plăcut. Și nici spor nu prea am. Așa că am vorbit să închiriez mâine o talpă de bătut, de concasat. Și o să fac treabă cu aia. Ideea e că tot pământul care îl vedeți pe acolo și pe partea cealaltă la fel, nu a fost tasat, nu a fost bătut și drept urmare 30-40 de centimetri e foarte afânat. Așa că trebuie să-l iau tot la mână, să-l dau la o parte și să încep de jos cu substratul de unde începe mai tare, să-l bătătoresc și cu maiul ăsta ar dura câteva zile. Și plus efortul meu fizic. Așa că o să iau o talpă. Bun, continuăm.
După cum vedeți, am terminat și acel picior sau ceapa. Mă rog, cine nu știe, am zis aici că la țevile astea cu să fac niște morcovi și mulți dintre voi mi-a spus în comentarii că să pun și o țelină sau altceva. Așa că am zis că la prima a fost morcovul, a doua țelina, ridichia, ce am mai zis aici, sfecla și aia ceapă. Da. Cam așa arată peisajul. Nu e prea ok, dar asta e, speram la mai mult azi. Dar am mai făcut piciorul la în plus. Mi-a mai luat ceva timp. Mâine dimineață o să iau placa, mă rog, compactorul și o să mă apuc să iau totul la lopată din nou. O să rămână colțul ăla acolo, bucățica aia, o să mai trec o dată acolo unde e aparatul de sudură și talpa aia de manuală. O să fac colțul acolo prima dată, iau de acolo, mut în partea cealaltă și tot așa. Îl iau și îl mut dintr-o parte în alta ca să-l pot tasa. Deoarece el a fost pus aici și nu e tasat. Bine, aici e și nisip, dar oricum e destul de afânat. Cam asta e pentru ziua de azi. Dacă vreți să vedeți în continuare acest proiect, abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja. Dacă vă place, dați-mi un like. Dacă nu vă place, spuneți-mi în comentarii ce nu vă place, unde am greșit. Acum știu că sunt și greșeli, nu e totul perfect. Uite, acolo am un colț, colțul așa, are niște, mă rog, nu e prea bine vibrat, dar o să-l retușez eu mâine un pic. Da. Știu că nu e o treabă făcută așa cum ca la carte să zic, dar ne descurcăm cum putem. Oricum, vă mulțumesc de încurajări și o seară bună vă doresc. La revedere!